Bine v-am regăsit, pentru că ne aflăm în anul omagial al rugăciunii în viața bisericii și a creștinului. Ne-am gândit că ar fi de mare folos să readucem în prim plan acest subiect. Mai mult decât atât, ne-am propus să aflăm ce rol a avut și are încă rugăciunea în viața bătrânilor de la țară. Ținutul Vrancei ne aduce de data aceasta povești de pus la suflet. O veți cunoaște pe tanti Maria, o bătrână în casa căreia nu se stinge niciodată candela și care duce în permanență dorul de biserică și de sfintele ei slujbe. Am pornit pe drumuri de țară prin localitatea Găgești din județul Vrancea, curioși să o cunoaștem pe tanti Maria. Am ajuns de dimineață. Bunica Maria, așa cum obișnuiește zilnic, asculta cu evlavie Sfânta Liturghie de la Trinitas TV. De când nu mai poate merge fizic la biserică, se mângâie cu slujbele difuzate la televizor, cu toate slujbele pe care postul Trinitas le transmite. Dumnezeu și cu rugăciune m-a ajutat. De-am ajuns până această sfântă zi, de că mă dor genunchile, nu pot să merg, n-am putere. Mă tăhăiesc așa, n-am, cum să spun, n-am stabilitate în ele, așa. Mai cu seamă când e nori de ploaie, ca cum ar fi calcat căruța. Așa mă dor picioarele. Spuneți-mi, ce rugăciuni vă sunt mai dragi? Toate rugăciunile mi sunt dragi, toate rugăciunile citesc cu toată inima mea. Eu la 4 sunt în picioare, îmi aerisesc. La 5, când s-a început să lumineze, mă duc la păsări afară, care băietul păsări, și le dau drumul, le dau smânuțile pe apă. Și la 6, ascult imnul la catedrală și se începe slujba de dimineață, rugăciunile dimineață. Am acolo scaunul, stau în genunchi acolo și în fiecare dimineață stau în genunchi și îmi fac rugăciunile de dimineață. Cu Sfinții Părinți. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă ridică din patul durerii și stau la Sfintele Rugăciuni. Acum la 9 până la 11 e slujba cu Sfânta Liturghie. Da. Și stau la slujbă. La 4 se începe vecernia. La altă dată la 11 jumate, altă dată la 11, probabil că cum decide Sfinții Părinți. Se face slujba de noapte cu acatistul Maicii Domnului și primul, altă dată și al doilea acatist. Da. Și după aia îmi fac rugăciunea pe Sfânta Pernă și mă culc. Casa este plină de icoane. Candela arde în permanență, iar Sfinții din icoane o cheamă la rugăciune. Aveți patul plin de cărți de rugăciune? Citite, cred, oră de oră, așa par. De exemplu, de pe ce se termină slujba, până la 4 când începe iar vecernea de seară, mai citesc, îmi fac ceva o gustare, așa mănânc, ceva mai puțin, așa mai ușor, că dacă nu faci efort, trebuie să mănânci mai puțin. Și citesc. Toate cele le citesc, le iubesc, vorbesc cu Doamne, Doamne, El e sus acolo. Ce sfinți vă sunt mai dragi? Toți sfinții mi-s dragi. La toți le citesc acatistele care le am în carte. Am și astea, toate revistele care se strasă din Sfânta Evanghelie. Toată viața a împletit rugăciunea cu munca. Același lucru își aduce aminte că făcea și tatăl ei. Plecat pe front în al doilea război mondial la Odessa, tatăl bunicii Maria și-a luat cu el cartea de rugăciuni. Rugăciunea l-a întărit și l-a ținut în viață. Ați crescut cu dragostea aceasta de biserică? Cu foarte cea mai mare dragoste. Tata meu când a plecat pe front, în 44, când m-am născut eu, mi-a povestit bunica, Dumnezeu să o odihnească acolo unde este, el nu a lăsat de la brâu cartea de rugăciuni. El pe front a plecat cu cartea de rugăciuni. Și el de pe ciș făcea treburile, că el a luptat până la Odessa. Când aud, mi-aduc aminte, când aud din la televizor vorbim cu războiul ăsta, cu invazia asta și este. El a fost ordonanță la capitan. Uh-huh. Și de pe ce se termina treaba seara, el intra în camera lui și probabil că odată el a citit mai cu voce, zic eu de pe mine așa. Și el a auzit și a bătut în ușă. Și a zis, cu cine vorbești? Cu Dumnezeu și cu Maica Domnului și toți sfinți. Dar de unde știi? Pici, eu te aud vorbind, te aud.
Și tata i-a spus, când am plecat de acasă, mi-a luat cartea de rugăciuni. Fără cartea de rugăciuni nu plec nicăieri. Mă duc la coasă, mă duc la sapă, unii mă duc. Când mă hodinesc, el citea rugăciuni. Și așa am obișnuit și eu. Într-adevăr, că am mai făcut o pauză zis. Că dacă m-am căsătorit și am avut copii mici, n-am avut pe cine să-i las. Deci, o duminică se ducea el, o duminică eu, sau dacă vinea, dacă era acasă, dar dacă nu vinea, că a fost zile că el lucra pe șantier, care vinea și la o lună de zile. Așa că n-aveam cum ca să pot să merg la biserică. Dar dacă s-a făcut copiii mari, de la Revoluție, de când s-a căsătorit copiii mei, de la Revoluție și până când am decăzut de nu mai pot să mai merg să mă duc la Sfânta Slujbă, am cântat la strană cu Vasilică Moise, cu dascălul. Și acum când vine băietul spune că o, ce fericit eram când cântam noi amândoi la strană. E, roagă-te la Dumnezeu să mă fac bine, să pot să viu la slujbă. Casa a ridicat-o cu multă jertfă. Astăzi, anii grei de muncă îi simte din plin. Picioarele o dor și se deplasează cu greu. Marea durere de aici vine. Nu mai poate ajunge la biserică să cânte la strană. Toată gospodăria mea e făcută în bârni. E făcută în bârni. Și e făcută cu lut. Și de la lut mare și până când s-o dai să dai cu var, trebuie să dai zeci de mâini. Și ani de zile am stat în lut până mi-am terminat gospodăria. Și așa că m-a ajuns, am eu un zâțea. Ai să vezi la bătrânețe că ai să sufiri de picioare. Păi ce să fac? Azi că fac cu sapa. Nu puteam să fac cu sapa, că nu iese lutul făcut corect. Așa îl făceam și cu mâinile și cu picioarele. Și mi-am nenoroc picioarele. Am lucrat la colectiv de am și eu o bucățică de pensie de am cu cine trăi. Că dacă n-aș avea o bucățică de pensie, cu ce aș trăi? Dacă nu m-ar ajuta părintele. Înțeleg că dumneavoastră acum nu mai puteți ajunge la biserică. Nu mai pot ajunge la biserică atât și am, dacă n-aș avea televizorul, dacă n-aș avea slujba, aș pocni. Că acum pocnești căpușa. Mi-e foarte dor, dar n-am cu ce să mă duc. N-am cu ce să mă duc. Uite, n-are ține nimic încarcat telefonul. Uite, părintele a plecat, nu? Da. Mă rugam de părintele, de am bani să-mi încarce telefonul. Multe greutăți a avut și ea în viață. A născut 5 copii, dintre care 2 au trecut la cele veșnice. În tinerețe a avut și o sarcină extrauterină. În toate încercările a cerut ajutorul lui Dumnezeu. M-a operat și dacă am făcut treaba, am muncit, s-a pocnit operația și am făcut erupție. M-a operat iar din nou pe viu cu doctorul Popescu de la Focșani, a spus că ți-am spus grasul că ești grasă la burtă și pocnești. Dar n-a pocnit, i-a pocnit că am ridicat niște lemne și lemnele de fac sunt foarte grele, plumboase. Așa, eu am fost destul de voinică, puternică, dar m-a apăsat la operație, s-a pocnit operație. M-a cusă pe viu, la 1 noaptea, ți-o minte. Cum să nu avem încredere în Dumnezeu când El e cu noi? Când El pe mine m-a salvat săracul din toate cumpinile. Are o pensie mică, dar asta nu o împiedică să țină candela în permanență aprinsă. Cum să țin candela stinsă când preoții sunt în slujbă, ne spune cu tărie tanti Maria. Nu o stâng niciodată. Zi și noapte stă aprinsă? Toată noaptea, toată ziua, tot timpul candela este cu mine. Va ajunge pensia pentru ulei? Mai mi-a adus și părintele ce se vorbesc. Mi-am adus și părintele că a văzut că eu am candela. Dar îmi cumpăr. Îmi cumpăr. Fac așa economii și îmi cumpăr ca să pot să nu stâng candela. Uite, candela eu o aprind, cred că am 20 de ani care eu n-am strâns candela. Mi-a fost soțul bolnav și eu lumânările din vierii, păstrez lumânarea din vierii. Am vorbit cu Vasilică, mi-a dus lumânare din vierii, mi-a dus băietul lumânare din vierii și am trecut și acum 2 ani. Eu fac economii și chiar candela. Că dacă vrei ca să vorbești cu Dumnezeu, dacă vrei din suflet să aprinzi candela, să ai candela aprinsă, faci economii, faci cum se poate, cum limita posibilității și mergi înainte.
Cu vremurile de astăzi nu se împacă. Oamenii nu mai au credință, iar tinerii nu mai ascultă de părinți și de bunici. Mamaie, știi cum sunt tinerii de azi? Cum e frunza pe apă? Nu prea au credință. Ei mai degrabă se duc la cluburi, acolo, la unii stau acolo, că acum s-au colorează, 7-8, unul peste altul. Nu-mi place de tineretul de azi. Nu. Aleu, și știți ce nu mai îmi place? Mă uit la catedrală. Femeile care sunt un pic mai în vârstă, au amara un pic cap. Dar care sunt până în 50 de ani, așa, și mai sunt și chiar și cu părul alb. Am văzut că s-au dus în fața altarului și au luat Sfintele Tainii cu capurile goale. Nu-i just. Nu-i just. Te duci la biserică fardată, cu capul gol, dar unde te duci? Te duci la teatru, la cinema, la unde te duci? La Sfânta Biserică, în casa Domnului. Acolo trebuie să fii ordonat. Trebuie să ai îmbrăcăminte adecvată. E dezamăgită când vede că sunt mulți tineri care nu țin de rânduia la bisericii. Și animalele. Am fost crescătoare de animale și 5 vaci cu lapte am avut. Dar când se culcă, face semnul crucii cu piciorul. Dar tu, ca creștin botezat, nu ești în stare să-ți faci Sfânta Crucii, te așezi la masă, să mulțumești lui Dumnezeu că ai mâncat, ai săturat, să-ți faci Sfânta rugăciune. Cum? Dar este rugăciune care când te scoli de la masă, care eu o zic în fiecare dată când mă scol de la masă. Deci tineretul din ziua de azi nu se îndreaptă acolo unde trebuie. Nu-i văd. Eu mă uit și la catedrală. Văd 3-4 băieți care vin în fața acolo, care vin la slujbă. Încolo nu prea văd. Tot de la 50 de ani în sus, dar ceilalți unii sunt? Ceilalți nu-s botezați? Ceilalți nu au credință? De bunica își aduce aminte cu drag de fiecare dată. Nu uită vorbele ei pline de har. Azi e miercuri, postim mai frumușel. Cum adică, bunico? Întreba Maria, copil fiind atunci. Mâncăm mai puțin. Auzindu-le, ni s-au lipit și nouă de suflet. Câtă înțelepciune izvorâtă dintr-o viață trăită în muncă, simplitate și rugăciune. Dar acum copiii nu mai ascultă de părinți. Eu am trăit în curte cu bunica. Deci noi aveam camerele noastre, bunica avea camera ei și eu mă duceam la bunica. De ce mă duceam acolo? Mă duceam acolo pentru că făceam rugăciunea amândouă. Vorbeam amândouă, îmi dădea sfaturi și ascultam sfatul ei. Și azi îți o minte, când spunea așa, mamă, să fii deșteaptă, să nu te dai prinsă. Ea nu zicea altceva, să nu te dai prinsă, că oamenii azi sunt șarlatani. Îți cu nasul de seară, îl pui la foc să tochește, ies afară să întărește. Țin minte vorbile ei, nu le-am uitat, dar copiii noștri nu ascultă sfatul nostru. Și ce ne rămâne? Rămâne ca rugăciunea să ne salveze și dumneavoastră, bătrânii, să vă rugați pentru noi tinerii ca să ne întoarcem la credință? Pentru toată lumea mă rog. Pentru toată lumea mă rog. Pentru toată lumea mă rog și vorbesc cu Dumnezeu toată ziua și spui, Doamne, apără de varsare de sânge, apără, Doamne, toată țara noastră de toate rălile. Am surprins-o de multe ori oftând, îngrijorată fiind de ce ne va aduce viitorul. Nădejdea însă rămâne, la fel și rugăciunea. Dar lumea nu era mamă înainte așa. Cum e acum? Nu era așa mamă lumea. Acum nu mai este rușine. Nu vedeți cum se arată la televizor cu fundurile goale? Eu nu mă uit. Nu mă uit, că nu-mi place treaba asta. Asta e o dezdrăbălășiune. Ce se înseamnă asta? Cum? Nu. De ce Dumnezeu ne pedepsește, să știi? Nu vedeți? Război, boală, că scrie și în Apocalipsă.
va fi boli nitămăduitoare. Nu este? Și credeți că am înțeles ceva din toate necazurile acestea? Păi tineretul nu înțelege. Tineretul nu înțelege, dar ce bătrân care se înțeleg treaba asta. Înțeleg treaba asta. Asta e diavolul. Diavolul, mamă. Caută să fie mai puternic ca Dumnezeu. Dar noi trebuie prin rugăciune și prin ruga noastră și prin strădania noastră, Dumnezeu să ne apere din satana. Păi, mulțumesc. Ne apere din satana, că dacă nu ne apere din satana, e greu de noi. E greu de noi. Tare drag ne-a fost de ea și mai ales de vorbele spuse din inima curată, sincer și direct. Jertfa, respectul și dragostea acestor bunici față de cele duhovnicești nu rămân nevăzute de bunul Dumnezeu. Ar fi bine să nu rămână nevăzute nici de noi și să le urmăm exemplul de credință. Cu siguranță lumea s-ar schimba în bine.